În ziua de azi, pentru majoritatea tinerilor, experiența este câștigată mai nou prin voluntariat. Însă, există cazuri când studenții ajung să fie angajați și fără această experiență. Astăzi am aflat mai multe despre Magu Georgiana, sociolog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. Cum ai aflat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră? O colegă a postat anunțul, îl primise și ea de la o altă colegă, am trimis un CV-ul și am fost chemată la interviu. Am venit în practică 2 luni să vedem dacă îmi place și dacă le place și biroului de mine și așa am rămas. Rolul meu în prezent este inserția pe piața muncii, colectarea de date și prelucrarea de date, informații despre abandonul universitar, realizarea de studii și analize periodice. Îmi place ceea ce fac, îmi place echipa. E un mediu social în care cunosc foarte multă lume și intru în contact cu foarte mulți oameni. De fiecare dată când fac un studiu sau o analiză, sunt mândră de rezultatele mele, deoarece văd și colegii mei că le place ce fac. Voluntariatul astăzi este recunoscut ca și activitate profesională, un CV e un lucru foarte important. Îmi pare rău că eu, în timpul facultății, nu am avut timp să fac, dar cred că e o chestie care îi ajută foarte mult pe studenți și pe absolvenți pentru aplicarea la un job. În prezent sunt la master. În anul 4 eram studentă la ETC și lucram la CCOC. Am făcut un program convenabil cu domnul rector și îmi recuperam orele când aveam laboratoare. Acum este ok la master pentru că sunt la servici până la ora 4, de la ora 5 merg la facultate. În timpul liber merg acasă la părinții mei pentru că mi-am petrecut foarte puțin timp cu ei și îmi place să petrec timp cu oameni de calitate. În timpul liber fac sport, în timpul săptămânii, seara, merg cu prietenii la film, m-am înscris de curând la un curs. Îmi place să fac foarte multe cursuri extra, care mă ajută pe mine foarte mult. De psiho, am făcut acum un curs de consiliere, care totodată m-a ajutat și pentru servici. Planurile mele de viitor, îmi doresc o familie, cât de curând. Îmi doresc să avansez în carieră pentru că știu că întotdeauna pot mai mult, niciodată nu-mi place să rămân acolo unde sunt și mă gândesc pe viitor să-mi deschid ceva al meu pe lângă ce fac acum. Îmi place ceea ce fac și dacă mie îmi place ceea ce fac, încerc să-i fac și pe ceilalți să le placă. Le arăt drumul cel bun, că e un centru care te învață cum să te comporți, cum să socializezi cu oamenii și totodată cred că și chestia cu distracția, excursia, că pe lângă activitățile pe care noi le desfășurăm, voluntarii la sfârșit mai primesc o excursie sau mergem în team building-uri. Dacă ai un mesaj pentru voluntari? Suntem o echipă foarte frumoasă, suntem o echipă tânără și îi așteptăm la noi.